Campioanele din barcă au dat tonul la modă. Pe tocuri și îmbrăcate elegant, fetele de aur de la canotaj pot apărea oricând la concursurile de frumusețe, dar ele sunt cu gândul la aurul de la mondialul care începe duminică. Campioane olimpice, mondiale și europene, Simona Radiș și Ancuța Bodnar au lăsat pentru o seară ținutele sport și au trecut la cele de gală. Sincere, fetele recunosc că dau cei mai mulți bani pe haine. Ancuța este glamour, e cu sclipici, eu sunt mai pe vintage. Îmi plac tocurile foarte mult, am foarte multe perechi, dar abia aștept să le port mai mult după ce o să mă las de sport. Româncele se pregătesc de mondialul de la Belgrad, unde sunt gata să obțină nu doar aurul, ci și biletele pentru Olimpiada de la Paris. Surorile Amalia și Mădălina Bereș au și ele ambiții mari. Sperăm din suflet să obținem o medalie cât mai strălucitoare. Noi stăm și împreună în cameră și acasă și aici. Este dulce, acrișor relația. Șefa de la canotaj, Elisabeta Lipă, promite o baie în Sena dacă bărcile românești cuceresc Parisul. Bineînțeles, pe ce e greu să promiți, important e să ai motivul pentru care să faci baie în Sena. Soții Ionela și Marius Cosmiuc au tăiat tortul plin de artificii, pregătit special pentru mondial.